Salutare, dragilor, ce faceți aici? Maria și Andrei. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, acum canalul nostru de YouTube în această aventură. Suntem în Turcia. Este ziua 4. 4, este ziua 4. Și astăzi am experimentat adevăratul bazar din Istanbul. Haideți cu noi să vedeți cum a fost. Hai. Când am ajuns pentru prima dată în Istanbul, am fost și am vizitat Grand Bazar chiar în prima zi, dar nu a fost experiența aceea pe care ne-o doream, să vedem localnici care cumpără haine și mirodenii și exact ce credeam noi că înseamnă un bazar. Așadar, am ajuns la cazare și am căutat să vedem dacă există și alte astfel de locuri în Istanbul pe care am putea să le vizităm. Am găsit un bazar în partea asiatică, dar care se deschide numai marți. Iar astăzi, fiind marți, ne-am deplasat până acolo. Da. Ne-am trezit de dimineață pe la 7, am luat micul dejun și apoi ne-am pornit către stația de tren. Am luat trenul frumos, ne-a costat în jur de 8 lire de persoană. Da, la dus a fost 8 lire. Și putem zice că am bifat tot, feribot, tren, tramvai, metrou, avion. N-am mers cu taxiul, dar e ok, nici nu ne dorim. Da, după care am luat trenul, am ajuns la stația de metrou, care stația de tren, care se numește Soi Plucesme. O să scriem și jos, ca să vedem cum. E de mers cam vreo o seară de oră 20 de minute pe jos, un kilometru și un pic. Noi am coborât la alte stații de tren, am întrebat localii ce a fost o adevărată... O Asia Express a fost, de fapt, pentru că noi am coborât altundeva, crezând că acolo este bazarul așa cum scria pe internet, dar adresa nu era cea exactă. Și sincer, e mult mai bine că nu era adresa exactă, pentru că mă gândesc că ar fi fost destul de mulți turiști acolo. Dar noi am ajuns și până la urmă am zis, hai să întrebăm, am întrebat mai multe persoane. La un moment dat era un bătrânel, un tânăr și încă un domn care traducea tot ce ziceau bătrânelul și tânărul. Au oprit și autobuzul pentru noi, au spus și unde ar trebui să coborâm, au avut grijă de noi și le mulțumim pentru asta, chiar dacă ei nu o să vadă niciodată acest videoclip. Cel mai probabil. Da. Și uite, așa am ajuns la bazar, dar e bine să știți că este o stație de tren în apropiere, care se numește exact cum o să scriem și noi aici, pentru că ne e foarte greu să vorbim. Pronunțăm corect. Da. La bazar am găsit fix tot ce îți dorești. Mai puțin electrocasnice. Da, cred. Dar am găsit absolut orice ne-am fi dorit și ne-am fi așteptat vreodată să găsim acolo. Cred că bazarul are în jur de mulți metri pătrați. Da, să zic că am mers în total un kilometru și așa și încerc și... Din ce mi-am dat eu seama, cred că e o parcare părăsită sau în care odată pe săptămână oamenii își parchează mașinile în celelalte zile și în rest totul se strânge și dispare așa. Tot aglomerați. Da. Oricum, imediat ce am coborât din autobuz, ne-a lovit Asia asta de care mie mi-era dor și voiam să o văd. Începând de la faptul că în spate erau niște clădiri uriașe, după cum puteți vedea și videoclipurile pe care o să le punem imediat. În spate erau niște clădiri uriașe și în față erau tarabe și oameni care vindeau de la porumb la chiloți, șosete și mirodenii și tot ce vrei și ce nu vrei. Și de toate. Da. Ne-am învârtit prin bazar, cred că am petrecut vreo 2 ore bune acolo, am vrut să vedem fiecare părticică, la un moment dat era prea cald și cumva eu am fost cea care a zis ok, hai să încercăm să ne îndreptăm spre ieșire, ar cam fi cazul. Noi bineînțeles ne doream să vedem acolo tot. Am rămas surprinsă de aglomerația aceea de acolo și de faptul că erau oameni pe mese care țipau și aruncau cu haine și
A fost o experiență incredibilă și am rămas cu un sentiment plăcut de revedere. Tu? N-ai mai fost în bazarul ăsta, nu e sentiment de De revedere. revedere cu Asia. Așa știam eu că e Asia, de când am fost în bazarul din Beijing și toată lumea urla pe acolo. Acolo se vindeau pietre, dar tot așa era atmosfera asta de foarte multă lume care voia să vândă și foarte multă lume care se uita curioasă la ce era de vânzare. Da, ce m-a surprins pe mine e că am găsit locul ăsta. Da. Chiar e un achievement foarte bun de-al nostru, că efectiv e bazarul lor. E târgul ăla de care nu știu decât localnicii, nu-l prea găsești nicăieri pe net, chiar dacă îl găsești, îl găsești cu locații eronate. Adică dacă noi am fi întâlnit pe bătrânelul ăla și cu tânărul, Tânărul probabil acela. că ne-am fi întors cu mâna goală și cu timpul pierdut. Dar e cumva specific de-a lor, pentru că turcii vând orice. Începând de la De toate. Adidas, Nike și Adidas și toate fake-urile din lume. Da, nu vă așteptați să găsiți chestii de calitate. Da. Decât dacă vreți condimente, mă gândesc că le nu prea cum să le ficuiască. Și legume, fructe, brânză, tot ce mai vindeau ei pe acolo. Da, în rest sunt chestii fake pe care le porți odată de două ori și apoi se rup sau pur și simplu Da, chestii super cheap. noi ne-am cumpărat șosete, ne-am cumpărat două perechi de Adidas. Amândoi am dat în total 50 de lei pe cele două perechi de Adidas, care, bineînțeles, cu Fake-ul de rigoare. specificul lor, da, dar aveam nevoie pentru că nu ne mai suportăm încălțămintea pe care o aveam atunci în picioare. Eu mi-am mai cumpărat o bustieră și o pereche de pantaloni și cam atât a fost în bazar. Nu am vrut nici să facem gaură în buget, să spunem așa, dar nici nu am fi avut foarte multe lucruri de cumpărat pentru că nu suntem noi genul care să ne cumpărăm cu kilogramele de haine. Adică acum înțeleg efectiv de ce unii vin fără bagaj de cală și pleacă din Turcia cu bagaj de cală. Pentru că găsești 15 lei perechea de pantaloni de la Zara. Da. Nu știu de unde le iau, dar 15 lei ții 10 perechi. Da, și cumva am vrea să precizăm și faptul că nu suntem pro cumpărăturilor acestora excesive, adică acolo erau foarte multe haine care se vindeau ieftin și automat cei care vor să vândă haine de calitate la un preț mai mare, bineînțeles, sunt un pic puși în umbră. În același timp înțeleg și efectul acesta pentru că sunt oameni, cum erau localnicii de astăzi, care nu își permiteau să cumpere niște haine la poate 100-200 de lei perechea și atunci veneau acolo și cumpărau o pereche de pantaloni și țineau 3-4 luni, după care mai dădeau încă 10 lei pe pantalonii aceia. Nu suntem pro nici contra, înțelegem ambele părți. Noi doar expunem informații. Da, doar vă spunem că puteți să aveți parte de o experiență frumoasă în Turcia. Adică am plecat cu sentimentul că am văzut Istanbulul autentic, cel pe care îl căutasem de fapt de când am ajuns aici. Adică nu existau magazinele acelea cu Turkish Delights și baclavale peste tot și oameni care să te invite înăuntru și restaurante fancy sau mai știu eu ce. Erau Da, efectiv, aici un se orășel. urca pe masă și începea să urle. Da. Adică Și vin. arunca cu haine în tine, eventual, Exact. cumpărășilor. Ia mi le, te rog eu mult. Da, adică erau lucruri, am simțit că am intrat în intimitatea lor. Cred că asta a fost cel mai frumos sentiment de astăzi, faptul că ne-am simțit mai aproape de ceva autentic. Ceva ce nu am găsit în partea aceasta. De asemenea, și prețurile la mâncare sunt mult mai ieftine, În mult partea mai mici. asiatică față de partea europeană care e mai turistică. Da, spre exemplu, am mâncat un tombic de pui cu 8 lire 50, echivalentul a 4 lei 25. Un sandwich cu Da. asta. Dar e altceva. Am rămas plăcut surprins și în cazul în care vreți și voi să încercați, în fiecare marți este bazarul acesta. Noi vă lăsăm adresa în descriere.
Și vă spunem și pe blog cum puteți să ajungeți în bazarul acesta. Cam asta a fost tot, vă lăsăm acum cu imagini să vedeți ce s-a întâmplat și cum am ajuns acolo. Și noi ne vedem data viitoare cu un alt vlog. Din Izmir. Da, deci mergem spre Izmir. Pupici! Pa! Pa! Dar suntem în Asia. Mai suntem în Europa. Ce-am făcut? Am făcut pana la mijlocul de transport. Și eu am picioarele avariate, amândouă.